Raluca Drăgușin a plecat de acasă miercuri seara, iar de atunci nimeni nu a mai văzut-o în viață. Din păcate, pentru tânăra elevă nu s-a mai putut face nimic. Aceasta a fost găsită la câteva zile înnecată în Jiu. Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor Dispăruți, polițiștii din cadrul IPJ Gorj au desfășurat o campanie de informare a cetățenilor cărora le-au înmânat pliante cu numere de telefon la care trebuie să sune în astfel de situații. Astăzi este Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, este și cum o campanie de prevenire dispăritelor de minori. Acela este un număr la care, dacă aveți informații sau între un copil dispărut, puteți să sunați să alertați. Vă îngrijorează faptul că ar putea copilul dumneavoastră să fie unul dintre cei care sunt răpiți dispărut? Nu vreau să vorbesc. Vă sperie acest gând? E adevărat. Ați văzut că la nivel de țară sunt tot felul de astfel de incidente? Sunt, doamne, sunt și trebuie stopate, așa. Da, ați văzut că s-au înmulțit cazurile în care copiii dispar? Chiar astăzi am văzut la televizor că s-au înmulțit cazurile și destul de grav treaba. Este un lucru îngrijorător pentru părinți. Foarte, foarte îngrijorător. Ce părere aveți despre aceste campanii de informare? Păi sunt binevenite. Am văzut și aici la noi, în Târgu Jiu a fost un caz, acum am înțeles, două fetițe de la Constanța sau nu știu de unde, sunt foarte mulți copii care dispar. Nu știu care este explicația, trebuie să existe probabil una, dar este foarte bună campania. De la începutul anului și până în prezent, la nivelul județului Gorj au fost anunțate peste 40 de dispariții ale copiilor. Din fericire, în majoritatea cazurilor, micuții au fost găsiți și încredințați părinților. În anul 2011 au fost înregistrate 40 de sesizări de dispariții de copii. Cele mai multe sunt plecări voluntare, majoritatea de fapt sunt plecări voluntare. Nu avem înregistrat niciun act efectiv de răpire pentru răscumpărare și așa mai departe. Este vorba de rătăciri, de dispariții accidentale, alarmarea părinților în cazul în care copiii n-au ajuns acasă la școală. Oamenii legii avertizează părinții că trebuie să fie foarte atenți cu copiilor, indiferent dacă sunt acasă sau sunt pe stradă. Trebuie să fie foarte atenți cu cine vorbesc, chiar și pe internet. Astfel veți evita situațiile neplăcute.